mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Invitația este făcută pe o temă generoasă care a stârnit interes în aceste zile, dar care cu certitudine va stârni un interes mult mai amplu în perioada care urmează, și anume se referă la Programul Național pe Teme Economice și Sociale, lansat de UNFR prin vocea președintelui formațiunii, vicepremierul Gabriel Oprea. Știm foarte bine, am constatat cu toții, sau am văzut, sau am simțit, că România în ultima vreme, de fapt în ultimul sfert de secol, a navigat în istorie doar cu o direcție generală, adică cea spre UE și NATO, și mai puțin cu o dirijare concretă, cu etape, cu porturi, dacă vorbim în acest termen, în acest termen de navigare, și nu totdeauna a fost foarte bine. La aproape 100 de ani de la Unirea din 1918, citesc pe domnul viceprim-ministru, pe președintele nostru, consider că suntem obligați să definim o viziune pe termen lung pentru România. UNFR își asumă această misiune și invită toate partidele la un dialog onest pe această temă. De ce am ținut în mod deosebit să prezentăm acest început de program? Pentru că pur și simplu este este momentul ca să societatea românească în întregime să participe la elaborarea unui program și unei strategii pe termen mediu și lung, pentru că altfel suntem afectați sau suntem în poziția de a fi afectați, România, noi în general, de o serie de pericole nu ușoare sau mici, dacă ne gândim numai la situația demografică, de exemplu. Desigur că UNFR deschide această cale și dorește ca acest program să fie coordonat sau cel puțin să se implice președintele Klaus Iohannis pentru a armoniza toate punctele de vedere, și mai ales că este omul ales de popor și trebuie să armonizeze, cum ziceam, entitățile, adică cetățenii și ceilalți participanți la un dialog, cum spuneau, onest. Programul este structurat pe 5 teme. O să vedem că sunt de foarte mare actualitate și poate pentru problemele și lansate o serie de soluții generale, și anume tema renașterii naționale, funcționarea statului, economiei și noul stat social. În privința renașterii naționale, UNFR își dorește restabilirea echilibrului demografic, dar și lansarea unei componente identitare. Renașterea națională este legată de valorile familiei. Deci accentul, chiar dacă tendința modernă duce în altă direcție, familia trebuie să fie în centrul tuturor preocupărilor clasei politice. Siguranța de că beneficiarul sunt mai valoroase când beneficiarul direct este familia. Familia este garanția păstrării identității naționale. Ca măsuri concrete, nu numai aruncarea unor sloganuri, UNFR propune susținerea familiilor cu copii prin servicii publice de calitate, cum ar fi creșterea numărului de creșe publice care să îngrijească copiii de la un an, când se întorc mamele la muncă, după concediu de îngrijire de îngrijire a copilului, practic se găsesc într-o situație greu de ieșit. Știm foarte bine cu lucrurile la creșe și celelalte situații. Dar și extinderea programului școală după școală, gratuit, până la ora 18.
pentru a armoniza programul copiilor de cel al părinții, este evident. În privința diasporii, un EPR vrea sprijinirea familiilor cu copii prin investiții în educație. Și citesc din nou pe președintele nostru, se cheltuie prea mulți bani pentru festivaluri folclorice, pe expoziții, în loc ca unele din aceste fonduri să fie cheltuite pentru școli, pentru diasporă, sau măcar pentru cursuri despre istoria și limba română. În privința funcționării statului, cea de-a doua componentă a strategiei, un EPR dorește să se axeze pe educație și pe sănătate. Domenii care sunt gratuite, doar pe hârtie, dar și pe o reașezare a administrației publice, care este în acest moment supradimensionată. Din nou, ca măsuri concrete, vizăm o creștere a salariilor în sistemul public, însă trebuie să fim conștienți că aceste creșteri și aceste salarii nu sunt sustenabile fără o reorganizare a sistemului public. Știm foarte bine că administrația în acest moment produce prea multe hârtii și prea puține soluții. Atât profesorii cât și medicii sunt nevoiți să desfășoare o activitate în afară de cea de la stat și privată pentru a-și întregi veniturile. Deci nu este o concurență normală, loială și nu e în regulă. Tocmai de aia, un EPR își propune în mod realist dublarea salariilor profesorilor și medicilor. Când, în ce etape, rămâne de stabilit cu acordul comun, cum a fost precizat. În ceea ce privește rolul României în lume, cea de-a treia componentă, un EPR vrea ca statul să-și asume un rol activ în sprijinirea Republicii Moldova. Adică, fără nici o discuție, trebuie să ne implicăm mult mai mult, în primul rând, prin conștientizarea celorlalte state și în special a celor care au putere de decizie, să le conștientizăm despre rolul și poziția strategică a Republicii Moldova și, în funcție, după această conștientizare, să reușim să acordăm atât fonduri proprii, cât și fonduri comune de la Uniunea Europeană sau din alte surse, pentru a stabili și a sprijini Moldova să aibă direcția clară și limpede despre Uniunea Europeană și NATO. În problema economiei, care de fapt este baza tuturor celorlalte, un EPR se referă în primul rând la consolidarea competitivității economiei naționale, ținând cont de aturile și oportunitățile pe care le avem ca țară. Iar aici ne propunem 5 pârghii pentru relansarea economiei. Deci un cod fiscal care să încurajeze investițiile, facilități pentru încurajarea capitalului românesc, nu este ușor, protejarea resursei umane înalt calificate, știm foarte bine ce se întâmplă, agricultura și dezvoltarea transportului. Nu este normal ca multinaționalele, citesc din nou, să fie mai protejate în România decât sunt IMM-urile cu capital autohton. Nu este normal ca un străin să poată cumpăra terenuri mai ușor decât poate cumpăra un agricultor român. Nu este normal să ne compracem într-o economie de consum și să tolerăm exportul de resurse și importul de produse finite. Suntem o țară europeană, dar să nu încercăm să fim mai europeni decât alte țări din Uniunea Europeană. Eu zic că ideea centrală este că trebuie să ne protejăm resursele proprii. Și România trebuie să devină un stat intervenționist, nu un stat minimal. Și ultimul punct, în privința noului statut social, un EPR consideră că accentul trebuie să se extindă treptat dinspre protecția de natură materială, știm foarte bine ajutoarele sociale, atât de criticate, adică de la ajutoarele sociale către protecția de natură juridică, adică în relațiile de muncă și în relații de natură comercială. Și citesc din nou, măsurile pe această direcție vizează restabilirea echilibrului acolo unde el a fost rupt în anii tranziției.
Concret, trebuie restabilit echilibrul între angajați și angajatori, între consumatorii și furnizorii de utilități, între cei cu venituri foarte mari și cei cu venituri foarte mici. Astfel, susținem taxarea suplimentară a marilor averi și a profiturilor excepționale, susținem ca amenzile să fie proporționale cu cifra de afaceri și susținem că instituțiile să vegheze cu mai multă atenție la modul în care multinaționale respectă legislația muncii. Cred că, fără dubii, suntem toți de acord cu aceste aspecte. Luând în considerare preocupările noastre, perseverența cu care încercăm să lăsăm lucruri bune, în mod concret, în urma noastră, de asemenea, având în vedere viziunea președintelui nostru, domnul Gabriel Oprea, invităm alături de noi pe toți cei care iubesc România și doresc stabilitate, seriozitate și, spunem noi, competența. Am vrut să transmit, să sintetizez mesajul, de fapt, și cele transmise de președintele nostru. Încă o dată precizez, cu toate că a fost vacanță, o parte din membrii UNPR au lucrat la acest program. Eu pot să vă spun, coordonez programul pe agricultură și nu este cazul nici o parte să facem apel la o falsă modestie, dar nici la laudă, dar numai pentru a putea cristaliza, sintetiza tendința și realitatea actuală din agricultură, am fost nevoit împreună cu cei cu care lucrez, în special doi specialiști de înalt nivel, să citim și să traducem în jur de 1000 de pagini, uneori chiar din limba portugheză, pentru a ne da seama care este tendința actuală în agricultură și, de fapt, și realitatea. Mai avem un handicap foarte mare, și anume că România nu face parte din OCDE, adică este Organizația de Cooperare pentru Dezvoltare Economică. De-abia guvernul Ponta și-a stabilit un program și niște etape pentru a putea adera. La această organizație au aderat, sunt primite numai statele cu democrație și o economie consolidată. Până acum n-a fost recunoscut acest statut în România. Din țările post-comuniste fac parte în acest moment Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Slovenia. În momentul în care vom intra, vom avea acces la date și la expertiza oferită de către această organizație. Deci am putut colecta mai mult date de la, colaterale de la această organizație care beneficiază de această expertiză nemaipomenită. Am vrut numai să arăt, să prezint că efortul și munca depusă este foarte mare, dar la fel fac și colegii mei pe celelalte domenii și probabil în decembrie vom fi în stare, vom fi în postura, în situația, să prezentăm un program care să fie al nostru și care să fie preluat și prelucrat de către celelalte partide. Deci, cam asta am vrut să insist, să prezint o situație, zic eu, de intrare, de fapt, într-o normalitate și pentru România. Iar dacă o să avem ocazia mai târziu să discutăm despre programul de agricultură, o să vă prezint niște lucruri totul spectaculoase care se petrec în lume și despre care nu știm și, din păcate, refuzăm să fim actori și să participăm activ, prin ignoranță sau prin neputință. Vă mulțumesc foarte mult. Pe această temă, în măsura în care mă pricep, vă stau la dispoziție. Știm că să faceți parte și într-o comisie de integrare europeană, România, Moldova. Da. Moldovenii, ne place sau nu ne place, și-au ales la conducere pro-ruși. Cum mai puteți colabora pe integrarea europeană dacă ei și-au ales pro-ruși? Eu acum am înțeles că nu sunt pro-ruși,
din contră, sunt pro-europeni. Nu este o comisie, ci este Acțiunea 2012, se numește, o organizație a celor care doresc unirea din Basarabia, din Republica Moldova, au și o componentă în care fac parte parlamentari, sunt unul dintre cei care fac parte și pot să vă informez pe această ocazie că am primit un grup despre care știți foarte bine, de moldoveni care au militat activ pentru unire, iar în acest moment, în Neamț, la Săvinești, am înțeles, este o tabără a unor tineri din Moldova. Ne vom întâlni duminică dimineață. Voi încerca să capacitez și alți parlamentari, tocmai pentru a constata problemele lor. Dar eu am înțeles că, din contra, a fost o victorie, s-a consolidat în urma ultimelor alegeri, inclusiv a primului ministru, orientarea spre Uniunea Europeană și NATO. Deci, eu cred că asta e bine. Și mai ales este clar, nimeni nu neagă, că trebuie noi să fim atractivi. Că dacă nu suntem atractivi, în rest, pot să spun, poftim, am la dispoziție în jur de 3.000 de volume de carte strânsă numai din familie și care urmează să fie selectată și să o donez acolo unde cred că este cel mai necesar pentru cei din Republica Moldova, probabil la un liceu din orașul Sorocă. Două aspecte aș mai vrea pe agricultură. Am văzut caietul de sarcini scos pentru proiectele care se dau prin APDRP. Este jale. De ce 90 de puncte dintre 100? Deci eligibilitatea este undeva în jur de 5% maxim din toate firmele care activează în agricultură. Efectiv s-au blocat aceste fonduri de zelul nostru al românilor. Aveți absolută dreptate, perfectă dreptate. Ați văzut și din coace și în programul propus domnul președinte și viceprim-ministru, domnul Oprea, a spus că nu este caz să fim mai europeni decât alții. Și aici putem detalia o mulțime și o mulțime de pași. Vreau să vă spun că am foarte mare, eu personal, cunoscând problemele de la inițiere, de la primul program de preaderare, ulterior să apară, pe urmă primul PNDR, al doilea PNDR, vreau să vă spun că evoluția nu este bună. Mie nu-mi place. Sigur că nu este politic să discut că în acest moment nu este în regulă, dar vă dau un singur exemplu, ca să vă întăresc ceea ce ați spus. Sunt la una din măsuri, sunt favorizate, sunt punctate suplimentar localitățile în care există porturi, aeroporturi sau stații CPR. Ce facem cu toată zona de munte? Ce port, aeroport și ce stații? Deci pleacă din start cu un handicap. Am semnalat acest lucru, voi insista pe ele, sunt absolut în neregulă. Odată că a început, îi spune programul 2014-2020, noi suntem în 2015, încă se lansează măsuri. Dar, din păcate, într-adevăr, cu criteriile de conformitate, criteriile de eligibilitate și selecție, nu sunt așa cum trebuie. Avem măsuri, avem, nu numai eu, discut cu tot mediul din agricultură activ și avem foarte mari rezerve, mai ales în condițiile în care în toată lumea 80% din producția agricolă este asigurată de fermele familiale. Deci asta vă dau pe baza studiilor, a datelor concrete. În tot PNDR-ul, fermele familiale sunt neglijate cu un singur aspect, că li se dă o susținere care practic este de subzistență. Da, niște bani. Dar nu o strategie pentru a avea acces
la o revoluție numerică, cum spunea Bill Gates, adică la un sistem informatic și la acces pur și simplu de infrastructură. Adică producția din câmp să poată ajunge la consumator în timpul cel mai scurt, să fie consumate produsele locale, deci nu trasee foarte lungi în timp foarte mare, deci pentru a se evita pierdere. Pentru că știți că noi depășim media mondială și cu mult media europeană la pierdere. Pierderile în România ajung până la 40% din hrană. Asta de la furcă până la porculiță. Și cel mai mult în depozite și pe traseu, nu atât pierderea care o considerăm noi că aruncăm ceea ce nu se mănâncă, nu se consumă. Sunt celelalte pierderi, tocmai pentru că nu avem încă o infrastructură. Deci, încă un element care trebuie. Și formea că foarte multe măsuri nu solicită fonduri foarte multe, ci doar măsuri administrative sau anumite facilități. Și pot să vă spun lucruri extraordinare, de exemplu, în Brazilia sunt, de-aia vorbeam de limba portugheză, sunt favorizați cei fermele mici care cumpără teren. Nu numai că sunt scutiți de taxe, de impozite, dar chiar acces la fonduri. În Argentina, mai mult, cel care exportă producție agricolă de un dolar, primește un dolar jumate. Iar argentinienii au fost cei care au împachetat reprezentanții FMI-ului și a Băncii Mondiale, le-au dat un termen foarte scurt să-și facă bagajele și să părăsească teritoriul. Adică sunt alte soluții, iar ca aspecte spectaculoase care le putem prelua, de exemplu, India deține cea mai mare suprafață agricolă din toate țările și lucrează pe planuri cincinale și decanale. A ajuns în acest moment lucru pe care noi nu-l avem, să asigure în fiecare zi 250 de mililitri, un sfert de litru de lapte pentru fiecare indian. Brazilienii au ajuns dintr-una din cele mai sărace țări la 2% numai persoane cu sărăcie alimentară, care nu își pot asigura alimentele în mod normal. Adică s-au făcut pași foarte mulți, mari și mulți, dar totul pe baza adaptării și adoptării de măsuri concrete, adaptate, cum spuneam mai înainte, țărilor respective, concret. Sunt foarte, foarte multe lucruri de spus pe agricultori, cum ați provocat pe agricultori. Și a doua chestie și ultima, în dorința de a se face producție, cât mai multă producție, în județul Neamț am ajuns să avem maxim 1% agricultură ecologică. În rest avem sămânță tratată, hibrid, modificări genetice, 1% agricultură ecologică este aproape dezastru pentru județ. Așa este. Agricultura ecologică recunoscută ca ecologică, practic și concret, este o mare parte din producție. Ar putea fi asimilată spre ecologic, dar este stricată în anumite etape. Este adevărat. Iar celălalt aspect, încă nici consumatorii, de-abia acum populația se pregătește sau, știu eu, a conștientizat că consumă mai puțin, mai scump, dar mai sănătos. Încă avem un gol în această educație pentru produsele ecologice. Încă primează cantitatea în... Să nu uităm în fața calității, să nu uităm că sunt doar câțiva ani, probabil 10-15 ani, de când România își poate asigura cerealele, deci pâinea cea de toate zilele, din autoconsum. Pentru că acum 10 ani, 12-13 ani, importam cereale. Acum am devenit unul din, mai poate mai puțin al nostru, unul din actorii de pe din zonari, sigur, alături de Rusia și Ucraina. Eu vă mulțumesc.